că discriminarea nu este doar o lege pusă pe hârtie în 2012 și adoptată de către Parlament doar pentru a face față cerințelor înaintate de comunitatea internațională sau doar pentru că era scrisă în planul de acțiuni privire la drepturile omului Republica Moldova, PNADO. Deci este o lege vie care într-adevăr oferă o șansă reală oamenilor, deci tuturor, inclusiv fiecare din noi poate în orice zi deveni beneficiar acestei legi, o șansă reală de a se apăra, de a se restabili în drepturi și de a lupta cu acest fenomen care eu consider personal unul rușinos pentru o societate care se vrea democratică, care este discriminată.